10 de jandarmi nemțeni au donat sânge în cadrul unei campanii inițiate de Direcția de Sănătate Publică Neamț, îndemnându-i și pe alți cetățeni să recurgă la gesturi similare pentru semenii aflați în dificultate. 50 de jandarmi din tot județul au donat sânge în cadrul unei campanii inițiate de Direcția de Sănătate Publică Neamț. Prin astfel de acțiuni, Inspectoratul Județean de Jandarmi dorește să sprijine recrutarea de noi donatori din rândurile nemțenilor, chemându-i să își manifeste simțul civic față de semenii aflați la nevoie. În baza parteneriatului dintre Jandarmeria Neamț și Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Neamț, am încercat ca pe timpul a 3 zile, în perioada 11-13 octombrie anul curent, să ne deplasăm la Centrul de Transfuzii Piatra Neamț, la Unitatea de Transfuzii din Roman, precum și la punctul mobil din Târgu Neamț, și astfel am încercat să ne dedicăm un moment din viața noastră pentru a dona sânge în scopul completării acelor rezerve necesare salvării de vieți omenești. La noi nu este prima acțiune de acest gen, am mai fost prezenți și în anii anteriori la astfel de campanii. Prin astfel de acțiuni am dorit să sprijinim recrutarea de noi donatori din rândul nemțenilor și să arătăm că împreună suntem mai puternici printr-un comportament civic responsabil. Cât privește acțiunea la nivelul Romanului, la nivelul subunității de jandarmi din Roman, țin să precizez că au fost prezenți la donare 9 jandarmi, dintre care 2 ofițeri și 7 subofițeri. Reprezentanții Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Neamț împreună cu jandarmii nemțeni lansează un îndemn pentru toți membrii comunității să se alăture acestor acțiuni umanitare în scopul acordării unui real ajutor persoanelor aflate în dificultate la vremea de grea încercare, de suferință și de nevoie.